stau de vorbă cu foarte multe persoane. Întâlnirea trimestrială a Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România a fost un bun prilej pentru participanți pentru a-și identifica problemele și a veni cu soluții în fața autorităților. Așa cum bine știm cu toții, funcționăm după o legislație, zic eu, învechită și trebuie să revenim și să ne aliniem cerințelor europene. În momentul de față am ridicat ceva probleme referitoare la legislația muncii și suntem în dezbatere pentru a îndrepta această legislație care de cele mai multe ori ne creează probleme. Problemele industriei Horeca sunt foarte mari, ținând cont de faptul că nu suntem o industrie favorizată de către guvernele de-a lungul timpului care au administrat România și, în plus, bugetul de promovare turistică a României de foarte mulți ani este unul foarte mic, ceea ce face ca această industrie a turismului din România să rămână undeva o cenușăreasă a economiei naționale. Ne pare bine că vocile noastre sunt din ce în ce mai auzite, iar industria Horeca se dezvoltă din ce în ce mai mult. Ne dorim foarte, foarte tare să aducem în industria noastră cât mai multă forță de muncă românească, pentru că așa mi se pare corect și normal să fie. Patronatele din industria ospitalității reclamă un regim fiscal care îi dezavantajează, dar solicită și măsuri în ceea ce privește forța de muncă. Acestea consideră turismul a treia industrie importantă a țării, care aduce beneficii în foarte multe domenii.